Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a dezbaterilor WIL TV. În această seară alături de mine, ca de fiecare dată, colegul meu Sebastian Ignat, de la Actualitatea Prahoveană, realizator al emisiunii Punctul pe Ignat. Pe bună mine. Seara. Bună seara. Mulțumesc de invitație. Și o avem drept invitată pe Bianca Bora, vicepreședinte al TNL. Bună seara, bine ați venit la WIL TV. Bună seara, mulțumesc de invitație. Avem o mulțime de subiecte de dezbătut împreună în această seară, pentru că sunt o mulțime de evenimente care nu ne dau pace și nu ne permit să ne plictisim nici măcar un moment. O să începem cu ce se întâmplă la Ploiești în ultima perioadă, fie că vom vorbi despre activitatea de la nivelul Consiliului Local, despre ce se întâmplă la nivelul primăriei, despre candidaturile anunțate sau neanunțate la fotoliul de primar. De altfel ar fi trebuit să avem alegeri de primar probabil în perioada imediat următoare, dar nu o să vedem așa ceva, întrucât guvernul, care guvern, că și asta e întrebarea în momentul de față, a decis că nu va organiza alegerii anticipate. Sunt și subiecte de la nivel național care ne interesează deopotrivă. Opoziția se antrenează pe marginea terenului să vină la putere. Vom vedea și ce înseamnă opoziția la nivelul Ploieștiului, ce se întâmplă la nivelul Partidului Național Liberal, căci de aici așteptările sunt cele mai mari. Sunt multe subiecte de tratat în doar 55 de minute. Încercăm să le acoperim pe toate. Deocamdată însă am să vă întreb ce părere aveți despre ce se întâmplă în momentul de față în Ploiești, așa, în general. Ca pieton, ca șofer, în calitate de cetățean? Lucrurile în Ploiești nu merg așa cum ar trebui să meargă. Evident că sunt și niște proiecte în derulare care incomodează cetățeanul de rând, pe cei care conduc. Nu știu dacă în acest moment trebuie să dăm vina pe administrația locală, având în vedere faptul că fostul primar nu-și mai poate exercita funcția. Domnul viceprimar cu atribuții de primar, domnul Teodorescu, nu știu cât accelerează lucrurile. Ideea este că cetățeanul ploieștean nu mai are răbdare. Eu am avut posibilitatea zilele trecute să merg printre ploieșteni în cadrul unui proiect, dacă va fi cazul vom discuta despre el, și am avut ocazia să stau de vorbă cu ploieșteanul și sunt foarte multe nemulțumiri. Nu mai au răbdare, chiar își doresc ca Ploieștiul să arate altfel și eu cred că este o așteptare legitimă și trebuie făcut ceva pentru acest Ploiești. Nu este posibil să mai mergem așa în continuare. Teoretic n-am mai avea mult de așteptat până ca lucrările să se finalizeze. Vorbim acum mai ales de ce se întâmplă la liniile de tramvai, la căile de rulare, care trebuie înlocuite cu fonduri europene. Spun teoretic, căci practic se pare că deja avem niște avertizmente. Practic aș veni în primul rând cu o informație, cred că relativ exclusivă, că nu prea am mai auzit discutându-se printre noi, printre colegi despre acest lucru, și anume că o mare șefă de la investiții, la tehnic investiții în primăria Ploiești, s-ar putea să nu se mai întoarcă din concediu. Are un concediu prelungit, doamna Iamandi. Despre dânsa vorbesc, că tot vorbeam despre proiecte aflate în derulare acum în municipiul Ploiești. După cum vedem, așa cum a spus și doamna Bora, ne împiedicăm în fiecare zi de șantiere, ceea ce nu e rău neapărat. Este un disconfort momentan care teoretic trebuie să ducă la un lucru bun pentru ploieștean. Din păcate există deja, iată, pe anumite tronsoane de liniile de tramvai, o parte din marea investiție care reprezintă proiectul din polul de creștere, sume aproape 100 de milioane de euro, da? Cu totul. Respectiv știu eu că e vorba despre tronsonul nord, intersecția nord spre vest până la Bila, ceva de genul ăsta. Există corecții deja aplicate, pentru că proiectul, și sunt aplicate din două motive. Una ar fi vina constructorului, antreprenorului, de fapt, și conducătorului de proiect, că sunt întreprinderi acolo, sunt asocieri de firme care lucrează, și a doua din partea administrației locale. Da? Pentru că există acolo, intrăm puțin în detalii tehnice legate de achiziție. În momentul în care s-a făcut licitația, după depunerea proiectelor, după depunerea caietelor de sarcini, una dintre firmele din consorțiu care a câștigat ulterior licitația pe acest tronson a intrat în faliment. Proiectul a mers înainte. Este vorba de firma Tancred, este conducătorul proiectului, da? Care sursele din presă spun că în spate este domnul Bunea Stancu, da? De Moldova, de pe zona Moldovei. Bun, au câștigat, oamenii chiar lucrează, nu sunt, adică nu are nicio relevanță asta decât așa, ca și can-can și ca și informații în plus de băgat la dosar, acolo când mai auzim de firma asta pe în zonă, că noi cu asta ne ocupăm și merita amintit, însă
firma și-a desfășurat proiectul în continuare, a investit bani, practic, de la ea, a cumpărat agregate, a cumpărat tot ceea ce înseamnă ca să te aprovizionezi, să poți să duci un astfel de proiect de o asemenea amploare mai departe. În schimb, primaria a refuzat să facă orice fel de plată pe acest proiect, tocmai din motivul ăsta, că din punct de vedere tehnic, în momentul achiziției, una dintre firme a falimentat. Fapt care, repet, nu a afectat bunul mers al lucrărilor, până într-un anumit moment. Un procent de 10%, 15% a fost deja finalizat pe zona aia, da? E, s-a refuzat plata, deja a existat o problemă din partea constructorilor legată de lucrători. Ei nu și-au luat salariul la timp și așa mai departe. Înțeleg că este unul dintre motivele pentru care doamna Iamandi nu se mai întoarce la serviciu. Din păcate pentru domnia sa, înțeleg că nu este singur. Da? Deci lucrările în Ploiești s-ar putea să se termine la timp, dar din păcate, deja cum se vede astăzi, în acest moment, cu o suplimentare de fonduri care trebuiau plătite din bani europeni, vor fi plătite din banii noștri. Da? Cetățeanului contribuabil din Ploiești. Pentru că, repet, este un cumul de factori acolo de vină. Și constructorul, dar și poate o supraveghere proastă din partea administrației în ceea ce privește buna derulare a lucrărilor, graficul propriu-zis, A, B, C, D. Da? Atunci, așteptăm să se termine și să vedem, curios, ce se va întâmpla în final. Dacă se termină la timp, da? La sfârșitul anului, proiectul, poate și cu o prelungire de 3 luni. Înțeleg că se poate face și asta. Norocul nostru, că la noi e bine să se aibă în vedere tot timpul cât o prelungire de asta, că niciodată nu se termină la timp nimic. Da? Bun, și cu prelungirea asta să vedem cât va însemna până la urmă cofinanțarea asta și cât va însemna, din păcate, un plus de gaură, practic, în bugetul nostru, al tuturor, al ploieștenilor. Dacă îmi permite să intervin, pe lângă faptul că administrația ploieșteană nu a reușit să acceseze fonduri europene, iată că acum ne aflăm în imposibilitatea de a finaliza niște lucrări prin fonduri europene și trebuie să suplimentăm și să împovărăm din nou ploieștenii. Aceasta mi se pare o lipsă de performanță și de profesionalism și, din păcate, și de responsabilitate. Pentru că nu este posibil să începi un proiect și să nu urmărești etapele tehnice, să mai ai și erori tehnice și apoi să vii și să împovărezi tot ploieșteanul, care în toți acești ani a fost deranjat de toate neplăcerile pe care un astfel de proiect le aduce. Aveți senzația cumva că e și o consecință a unui oarecare vid de putere instalat la nivelul Ploieștiului în ultimele luni? Ați menționat la un moment dat faptul că nu li se poate reproșa neapărat celor care acum asigură administrația locală sau administrarea orașului ceea ce se întâmplă, având în vedere că primarul care și-a asumat acest program nu mai e primar. Și care dorește să fie primar, am văzut. Din punctul meu de vedere, totul a fost liberal, doamna Bora. Da, domnul Teodorescu, un vid de putere. A fost foarte multă putere dată unor oameni care nu și-au făcut treaba. Iar astăzi, consecințele le vedem cu toții. A venit vorba de acest fost membru al PNL, care acum e reprezentant al PLR, care a fuzionat partidul cu PC și așa mai departe. Care se numește ALDE, nici aici măcar nu au fost originali. E deja totul foarte complicat din punctul ăsta de vedere, dar nu mi-am propus să descălcim pedigriul politic al celui care asigură în momentul de față funcția de care ocupă momentan, temporar, funcția de primar al Ploieștiului, dar vreau să vorbim despre o inițiativă. Acestuia a anunțat recent domnul primar, viceprimar cu atribuții de primar plin, domnul Iulian Teodorescu, faptul că intenționează administrația locală să achiziționeze vreo 30 de troleibuze și tramvaie. Sau 30 de tramvaie și niște troleibuze cu bani de la Banca Mondială. În condițiile în care înțeleg că noi vom avea de plătit de la bugetul local majorări la contractele, la lucrările pentru căile de rulare. În condițiile în care Societatea de Transport Călător Expres are mari probleme financiare, cum apreciați inițiativa aceasta? Nu că n-ar fi nevoie de mijloace de vidul de putere. E și un vid de putere generat și de o durere în cot acută, da? E durere în cot pentru că în momentul în care a fost gândit acest proiect de factorii de răspundere, că acest proiect integrat, da? Care vizează liniile de tramvai, pasajul, parcul și așa mai departe. Păi bă, nu te-ai gândit tu când mergeai pe stradă în Ploiești ca primar și te uitai la conservele astea care merg pe liniile de tramvai? Că dacă tot faci și bagi atâția bani, o să-ți trebuiască și tramvai la ele?
te plimbi cu aceleași, deci ploieștenii trebuie să știe, vor fi oameni buni, aceleași căruțe se vor pune pe niște linii modernizate, da? Liniile ploieștene vor arăta ca linii de tramvai din Viena, în schimb vom pune pe ele căruțe. Aceleași căruțe pe care le știți. Timp în care, da, în mandatul ăsta, după 2012, a fost un proiect de achiziție a unor centrale, a unor instalații de gaz montate pe rablele alea de autobuze, care au costat 5 milioane de euro. Sau urmează să se dea banii ăștia. Bani veniți din surse guvernamentale. Este adevărat, printr-un proiect de hotărâre de Consiliu votat în aceea zi în care s-au primit banii și așa mai departe. Și pe un autobuz, o gioarsă de aia de autobuz, se va monta o instalație GPL de 100.000 de euro. Cu tot cu TVA. Da? Despre ce vorbim? Adică e tot în pur stil românesc făcută treaba asta. Bă, dar nu s-a gândit nimeni să faci un pachet integrat. Păi, tramvaiele astea sunt foarte scumpe. Da? Că dacă e gioarsă, o să ajungi la aceeași poveste în 2-3 ani. Plus că se mai mișcă, merg la roți pătrate, eu știu, e păcat de proiectul ăsta nou, nu? Că tot ai băgat niște bani acolo. Nu s-a gândit nimeni, mă, că îți trebuie și tramvai la linie. Da, sunt și eu una dintre... Colegului de platou, domnul Ignat, are mare dreptate. Totul s-a făcut fără viziune și fără strategie. S-a făcut ala românește, din păcate, iar acum vestea pe care ne-o dă domnul Teodorescu cu mândrie că va achiziționa tramvaie noi, dar asta nu este o veste. Ar trebui să-i fie rușine și să se gândească că nu a făcut proiectul de la început. De fapt, nu administrația aceasta a început proiectul, dacă trebuie să fim corecți. Din câte știu, proiectul și actele au fost depuse în alt mandat, nu în mandatul actual, da? E foarte interesant și aspectul ăsta, cu proiecte începute într-un mandat și finalizate într-altul. Nu, proiectul început cu două mandate înainte, mai precis, da? De unde a început acum DNA-ul să se intereseze de acte? Că înțeleg că iau acte de la primăria Ploiești din anul 2000. Foarte interesant. Este ceva absolut normal ca un proiect să fie început și continuat de următoarea administrație. Asta da, sunt de acord. Dar revenind la domnul Teodorescu, nu poate să vină și să zică că va aduce tramvaie noi și să o spună așa cu mândrie. Este ceva absolut normal. Dar eu mi-aș dori să se fi gândit la finanțare înainte să ne împovăreze cu ce? Cu alte datorii la Banca Mondială? Știm foarte bine cum funcționează Banca Mondială. Bine, pe de altă parte și domnul Teodorescu făcea parte înainte dintr-o altă structură de guvernare și de conducere, dintr-un alt partid, așa cum spuneam mai devreme, era colegul doamnei Bora de partid. Nici în perioada aia liberalii nu s-au gândit, nici ei, că nu s-a gândit nimeni. De fapt, poate vorbim și despre Consiliul Local Ploiești, că acolo este o faună incredibilă și acum. Da? Nu, este o vină generalizată. Nu poți să izolezi un om și să arunci cu săgeți în el, că n-ar fi corect. Sigur, fiecare e vina lui. E și vina consilierilor locali în egală măsură, pentru că sunt unii care au figurat în aceeași structură, în același legislativ ploieștean și în mandatul trecut, alții au câte 2-3 mandate în spate, fără să se fi remarcat în mod deosebit. Și ajungem la al doilea subiect, scandal la nivelul Consiliului Local. Ne-am cam obișnuit, de altfel, cu tot felul de mișcări de trupe, cu ședințe care nu mai au loc din lipsă de quorum, cu opoziția care se folosește de se pare singurul instrument care a mai rămas și anume absența, se retrag consilierii din opoziție pentru a împiedica pe cei de la putere să ia anumite decizii, nici cei de la putere nu procedează foarte corect în multe situații. Ce ne puteți spune despre ce se întâmplă la nivelul Consiliului Local și care e impresia pe care o aveți tot așa? Eu am o experiență prin presă de minim 4 mandate de vizionare a ședințelor de Consiliu Local în municipiul Ploiești și pot să spun fără niciun fel de perdea că înainte, mandatele trecute, băi, erau tot golani, știi? Dar erau niște golani măcar cu simțul umorului. Acum nici măcar nu te mai distrezi când te uiți la ei, știi? Bă, și mi-amintesc că, uite, o să sughite acasă domnul primar interimar, că tot la domnul Teodorescu revin, a făcut o glumiță la ultima ședință de Consiliu. Dacă o punea într-un context, poate chiar era amuzant. A zis că va cumpăra pliciuri pentru ploieșteni, că nu s-a aprobat contractul Nu s-a aprobat prelungirea contractului de dezinsecție, deratizare în Ploiești cu firma Coral, pentru că n-a fost asigurat quorum din partea opoziției la ședința de Consiliu Local în care urma să se voteze acest proiect. Și a ieșit râzând, zice, ce le-o trag la ăștia acum, ce le zic eu acum, le fac o declarație de asta. Și a zis, o să urmeze să cumpărăm pliciuri ca să dotăm toți ploieștenii cu pliciuri. E o hăhăială întreagă acolo. Sigur că
Da, ți-am zis, între noi, dacă făceam gluma la o cafea, între noi ziariștii, după ședință, era ok. Dar asta e o problemă foarte serioasă, care, cum să spun eu, denotă din partea, prin comportamentul acestor oameni, tot o lipsă de preocupare totală față de problemele reale ale noastre, ale tuturor. Da? Aș dori să intervin aici puțin. Lucrurile sunt foarte simple în Consiliul Local. Nu știu de ce vi se par atât de complicate. Partidul Național Liberal nu participă la ședințele de Consiliu Local pentru că se încalcă flagrant legea și pentru că, cu nerușinare, un loc de consilier local al care revine fostului PDL se încearcă acum, printr-o interpretare total eronată a legii, să revină PSD-ului. Este singura noastră armă să nu participăm la aceste ședințe. Dar ce face domnul Teodorescu împreună cu majoritatea din Consiliul Local? Se folosește tocmai de această armă a noastră, pentru că dumnealui, de fapt, nici nu dorește să treacă acele proiecte de pe ordinea de zi. Pentru că, dacă dorea, făcea un pas în lateral și exprima public că a greșit, că a interpretat total eronat legea. Dar dumnealui este avocat, știe foarte bine legile și știe că este un abuz ceea ce face, iar consilierii locali nu înțeleg de ce nu au depus până acum plângere penală. Așadar, lipsa noastră de la ședințe, absența noastră de la ședințe, este singura armă care ne-a mai rămas. Domnul Teodorescu, dacă vrea să facă administrație publică și dacă vrea să aibă cvorum și să aibă două treimi ca să treacă proiectele de pe ordinea de zi, că înțeleg că îl interesează soarta ploieștenilor, ar trebui foarte frumos să recunoască că a greșit, să ofere locul de consilier local unui consilier din fostul PDL și lucrurile să meargă în continuare. Dar nici dumnealui, nu văd din partea dumnealui absolut nicio dorință ca lucrurile să meargă. Dar arată cu degetul înspre Partidul Național Liberal. Cu tot respectul, doamna Bora, putea să revină consilierii locali din partea PNL în ședință când s-au votat anumite proiecte. Este deja, arată un comportament nu numai de răspuns în fața unui abuz, așa cum spuneți dumneavoastră, ci și un pic de răspuns politic. Iar, după părerea mea, în ședințele de Consiliu Local trebuie să încercăm măcar, e sigur, nu vorbim de utopii. Da? E imposibil să dai la o parte complet politicul. Dar în ceea ce privește anumite lucruri, acum aveți, după ce i-am zis de plici, iau apărarea și lui Teodorescu al executivului, ar trebui să lăsăm puțin politicul la o parte și unde sunt proiecte importante, că în afară de proiectul ăsta despre care vorbeați dumneavoastră, în care într-adevăr s-au ridicat colegii dumneavoastră și au plecat, au mai fost proiecte pe lângă Coran, niște proiecte de acordare, niște locuințe al unor oameni care așteaptă de 7 ani pe stradă să obțină o cameră de la primăria Ploiești. Și așa mai departe. Nu trebuie lumea să sufere din cauza unor disensiuni între dumneavoastră, putere și opoziție, chiar dacă ați avea dreptate în unele situații. Trebuie să găsiți o formulă, nu dumneavoastră, că nu sunteți în măsură să dați cu pumnul în Consiliul Local Ploiești, colegii dumneavoastră, să găsească o formulă prin care să-și vadă și de treabă până la urmă. Despre asta vorbeam. Da, sunt de acord cu dumneavoastră că politicul nu ar trebui să intervină în administrația publică așa cum intervine acum. Pe de altă parte, știm cu toții că se face politică și în administrația publică. Nu ne putem ascunde după degete și asta este modalitatea prin care colegii mei au hotărât împreună să reacționeze. Eu sper ca lucrurile să se soluționeze cât mai repede și fac apel la ambele părți să gândească cu înțelepciune pentru că este interesul ploieșteanului în joc. Despre asta e vorba. Nimeni nu-și dorește un consiliu local care nu funcționează, care se află în blocaj. Asta îi împiedică pe cei care asigură administrația locală să-și facă datoria față de cetățean. Pentru că și unii și alții, cel puțin la nivelul declarațiilor, asta anunță că doresc să facă, să fie în slujba cetățenilor. Sigur că da. Se discută tot mai insistent zilele astea că s-ar putea schimba raporturile de forțe. Dacă se schimbă în Parlament, se schimbă și în teritoriu, că așa se întâmplă de obicei. Dacă vom avea mai devreme sau mai târziu un nou guvern, vor veni la putere cei care acum sunt în opoziție, că nu avem altă variantă. Altcineva nu poate să vină, deși unii poate că și-ar dori o a treia soluție. Nu există. Și atunci suntem cu atât mai interesați să vedem ce se întâmplă cu opoziția, cine reprezintă opoziția, la nivel central, mai mult sau mai puțin, dar îndeosebi la nivel local. Și pentru că sunteți reprezentanta principalului partid de opoziție, vorbind despre marele, noul și mai noul Partid Național Liberal, o să vă rugăm să ne spuneți mai multe despre ce se întâmplă în PNL, că se pare că nu e tocmai liniște nici aici. Am asistat la tot felul de evenimente în ultimele luni, oameni care au venit, oameni care au plecat, oameni care au plecat și apoi s-au întors, din cauza lor alții au plecat. Avem candidații
mai mulți candidați anunțați pentru funcția de primar al Ploieștiului, deci nu se știe clar cine va reprezenta PNL-ul în această competiție electorală. Sunt o mulțime de lucruri interesante și dumneavoastră v-ați dat demisia din funcția de președinte al TNL Prahova, dar rămâneți, spuneam din debutul emisiunii, vicepreședinte al TNL la nivel național. Ce se întâmplă în PNL? Care e raportul dintre PNL și PDL? Sunt multe lucruri despre care am vrea să știm mai multe. Da, mi-a spus o multitudine de întrebări. Haideți să o luăm cu sfârșitul spre început, să vorbim întâi despre TNL Prahova, apoi despre candidaturile la primăria Ploiești și apoi despre situația PNL în general. Despre proiectul TNL Prahova pot să vă spun că a fost foarte important pentru mine, pe de o parte pentru că îmi place să-mi pun amprenta în viața tinerilor, pe de altă parte pentru că este un segment esențial pentru orice filială, tineretul. Cred în principiul sinergiei și am considerat că împreună cu colegii, cu tinerii liberali din județ, pot aduce plus valoare pentru organizația PNL Prahova. Și pot spune după 8 luni de mandat că mi-am îndeplinit cu profesionalism și responsabilitate sarcinile care îmi reveneau în calitate de președinte. Este foarte greu să fii un lider politic valoros în contextul actual. Societatea românească își dorește foarte mult, are foarte multe așteptări, mai ales după noiembrie 2014, iar partidele politice în acest moment se confruntă cu o mare problemă. Liderii partidelor politice trebuie să gândească o strategie prin care să atragă tineretul înspre politică, pentru că tinerii au devenit foarte sceptici în ceea ce privește implicarea în politică. Pot să vă dau un exemplu din experiența mea apropiată. Eu am organizat în cadrul TNL Prahova niște cursuri de public speaking. Am lansat invitația deschisă către tinerii prahoveni. Nu au venit foarte mulți, nu au răspuns foarte mulți, tocmai pentru că sunt sceptici și orice eveniment organizat de către un partid nu are succes. Tocmai de aceea copreședintele Partidului Național Liberal, Alina Gorghiu, a gândit un program numit Cariera Liberală, pe care l-am lansat și noi la Ploiești, prin care să atragă tineri pregătiți înspre partid. Este o provocare. Este o provocare. Revenind la demisia mea din TNL Prahova, nu sunt foarte multe de zis. Au fost și sunt tineri și seniori care au dorit și doresc un alt președinte pentru filiala, pentru TNL Prahova. Eu am înțeles lucrul acesta. Noi n-am înțeles. De ce doresc un alt președinte? Cred despre mine că am o mare capacitate de empatie. Cu toată modestia o spun și am înțeles niște lucruri și nu aș vrea să insistăm pe acest subiect, să poposim prea mult asupra acestui subiect. Eu sunt vicepreședinte național, pot ajuta în continuare tinerii liberali din Prahova, din poziția pe care o ocup acum. Mai departe, nu aș dori să comentez mai mult. Mă scuzați, pot să intervin și vă, Vlad? Eu că țin neapărat să spun asta. Băi, e o chestie foarte importantă subliniată de doamna Bora aici, legată de atragerea tinerilor în partide. Băi, e o chestiune de care eu, cel puțin din afara lor, asist de ani de zile la o nepăsare totală legată de subiectul ăsta din partea tuturor partidelor politice. Și nu mai există organizațiile din tineret, alea din anii 90, când se strângeau, erau cluburi liberale, cluburi social-democrate. Până și acolo era cu bască, cu nebască. Mă, se ducea lumea, știi? Nu mai și, nu știu, la pensionar, nu știu cum stați sau colegii, dar erau peste tot, erau foarte bine structurate și se atrăgea lumea în felul ăsta prin tot felul de activități, prin care se discuta, în afară de un șah, o discotecă, o nu știu ce, se vorbea și despre doctrină, se vorbea și așa mai departe, se crea o coeziune din care n-avea cum să nu iasă la suprafață și o plusvaloare într-un sens sau altul. Acum parcă există de câțiva ani o activitate premeditată de îndepărtarea tinerilor din partide. Parcă există ca o castă închisă care se schimbă de la A la Z și de la Z la A, niciodată din afară vreun nume, tocmai ca să se conserve acest capital uman și nimic mai mult. Și este o greșeală fatală. Și nu numai pentru partide, că aici nu vorbim numai de partide, că activitatea partidelor afectează societatea în ansamblu ei, dacă nu este dusă în mod corect, de la A la Z, cum spuneam, la îndeplinire. Da? Trebuie să existe o organizație de tinere puternică în fiecare partid, că vorbim despre liberal, că vorbim despre social-democrat, despre ALDE sau despre cine vorbim, aia în cap într-un lift deocamdată, da? Ca idee.
Despre asta vorbim. Și ca să poți să promovezi oameni pentru generațiile următoare de politicieni. Păi ăștia ce cred că au gândit sistemul ăsta în ultimii 10 ani? Că nu mor niciodată? Sau poate nu le-a păsat despre ce urmează să se întâmple. Poate s-au dus acolo să-și rezolve niște probleme, cum vedem zilnic că se întâmplă în ultima perioadă și ne spun toți la televizor și cred că la DNA fata aia sau cine o scrie comunicatele alea o doare mâna de atâta comunicate în fiecare zi scrise. Da? Și asta se întâmplă. Și de aici rezultă clar, nu mai stăm să ne întrebăm. Se vede clar că a fost o acțiune premeditată de îndepărtarea lumii și de necrearea unei generații noi care să vină să completeze asta și o generație valoroasă. Da? Și atunci e firească și alergia tineretului la ceea sigur ce că da, exact cum a spus doamna Bora, politică în momentul de față puțin, și cu atât mai grea emisiunea celor care vor da, să noi am tot scris în actualitatea despre activitățile domniei sale de la tineretul liberal și chiar așteptam, n-am avut ocazia să stăm de vorbă și așteptam feedback și sunt extrem de dezamăgit că, dacă e așa cum spuneți, că au venit foarte puțini tineri. E păcat. E păcat și pentru la socialdemocrație ați fi spus același lucru, de fapt. Știi? Că trebuie să atragem lumea să fie puțin mai activă în general. Nu numai politic. În general. Probabil să fim puțin, să implicați. Sfera politică va oferi mai mult pentru tinerii. Tinerii se vor implica. Tinerii așteaptă o altfel de politică. Eu am mai scris pe blogul meu despre o altfel de politică și toată lumea mă consideră un fel de romantică în politică. Nu, trebuie o altfel de politică, pentru că așa nu se mai poate și, iată, tinerii se îndepărtează, nu vor să se implice. Tinerii nu mai au idei, nu mai au proiecte, sunt interesați, au alte domenii de interes, puțin merg la vot. Cazul Fericit din noiembrie 2014 este un studiu de caz pe care istoria îl va studia cu siguranță. Dar eu sunt curioasă cât vor veni la vot în 2016. Da, e un studiu de caz izolat, probabil. Da. Pentru că ați vorbit de un alt fel de politică, să vorbim despre politica aia care se face în momentul de față la nivelul PNL. Continuați-vă. Da, am terminat relatarea. Cu temele Prahova. Haideți să discutăm despre episodul acela interesant în care au plecat o serie de lideri, l-am putea spune, de la nivelul PNL Prahova, s-au dus la partidul fondat, inițiat, că nici nu era fondat la momentul ăla, nici nu avea statut juridic, de Călin Popescu-Tăriceanu, după care unii au rămas acolo și anunță acum că intenționează să creeze în Prahova cea mai puternică organizație la nivel național, iar alții, sau altul, ca să fim mai expliciți, s-a întors, da? Un altul s-a întors și a fost primit cu brațele deschise. Asta după ce în campania electorală a fost unul dintre cei mai vehemenți adversarii. Susținut pe Ponta, direct. Ai candidatului Iohannis. Ce ne puteți spune despre ce s-a întâmplat ulterior și cum apreciați? Poate nu sunt în măsură să fac aprecieri, având în vedere faptul că am doar 3 ani de politică și faptul că am avut o ascensiune oarecum rapidă în politică se datorează faptului că am muncit foarte mult și am cheltuit foarte multă energie și timp și efortul meu susținut se traduce prin funcțiile pe care le dețin. Consider că fiecare politician alege pentru el în parte. Au fost colegi care au plecat din partid, iar acum s-au întors. Evident că sunt nemulțumiri în cadrul partidului, să spunem la firul ierbii, oamenii care au rămas și au muncit foarte mult în campania pentru prezidențiale și care acum se simt nedreptățiți și oarecum înșelați în așteptările lor. Eu nu pot să comentez niște decizii individuale ale colegilor mei. Așa au considerat ei că trebuie să acționeze în acel moment. Unii regretă că au acționat așa cum au făcut-o. Trebuie să mergem mai departe și să construim. Sebastian, ai aceeași opinie? Tu n-ai nici măcar 3 ani de experiență în politică. Da. Dar ai mult mai multă experiență în calitate de jurnalist. Am fost prezent ca să mă minunez sau să mă oripilez după caz la fiecare ieșire publică a acestor domni. În timp ce vorbea doamna Bora, mă gândeam la ultima ședință de Consiliu Local la care opoziția nu a participat și găsem un citat tot din primarul interim. Adică noi aici nu facem politică. Deci îți reproduc cu ghilimele. Noi aici nu facem politică, însă colegii de la PDL refuză să participe la ședința de Consiliu. Noi nu facem politică, cum spuneam aici, dar colegii de la PDL
refuză să participe. Vorbea despre, bineînțeles, despre actuala opoziție, despre noul PNL, despre Partidul Național Liberal în acte, cum ar veni. PDL nu există pentru că, nu e așa, după cum știm, partidul din care face parte domnul Iulian Teodorescu, partidul domnului Tăricianu, își construiește în fiecare zi, de prima zi de apariție, de când erau ecologiști, nici ei nu știau prea bine ce sunt, da? Imaginea de alternativă la liberalism. Revenind la ce spuneam mai devreme, asta am vrut să amintesc comportamentul ăsta pentru că denotă o lipsă de seriozitate generală legată de acești oameni. Așa e și cu trecerea asta de la un partid la altul. Eu nu cred că regretă nimeni faptul că la un moment dat a sărit părleazul și s-a dus în partea cealaltă. Vorbim despre free tourism, vorbim despre oportunism, vorbim despre niște oameni care nu prea au nimic în comun cu doctrina. Vorbim despre doctrină ziua de azi. Este o pierdere de calitate, așa cum spuneam mai devreme, în administrația locală, care se vede și în politică, evident, că de acolo pleacă toate problemele. Acești oameni nu reprezintă ideea de gestionarea problemelor administrative, de gestionarea problemelor politice, de interes public. Nu reprezintă decât interese proprii, interese mascate în tot felul de forme. Da? Cum să vii tu acum în PNL, da? Vorbim, uite, dau un exemplu așa, că tot aminteai mai devreme, tu Nicolae Alexandri. Păi cum să vii tu în PNL? Deci pleci din PNL, te duci la partidul lui Tăricianu. Stai cu Ponta, cu steagul lui Ponta în mână și spui că Iohannis este... Domne, discutau, am prins o discuție odată în, la o conferință de presă a lor sau nu știu, pe undeva, într-o zonă de asta, care domnul Alexandri spunea, era atunci, în perioada hormonală, că asta e perioada de campanie la ei, este o perioadă hormonală intensă, când spun o grămadă de inepții și o grămadă de enormități, și spunea că Iohannis, nu vedeți, bă, că nu știe să vorbească românește? Nu vedeți că e așa, ca un fel de nice handicapat? Dar era o chestiune oricum. Reieșea din ceea ce spunea domnul deputat că acest candidat din partea dreptei are cel puțin o problemă legată de un retard. Da? Cum vii tu acum înapoi și scrii ca din, citesc ca din Sfânta Scriptură din președintele României, din Iohannis? Ce obraz ai? Și nu aici ar fi neapărat problema. Că domnul Nae e domnul Nae. Problema aia partidului unde a ajuns. Da? Și partidul care l-a primit cu mici cârneli, cu mici voci, puține, foarte puține, împotrivă, da? Și toată lumea este fericită, da? Pentru că își fac niște calcule strategice care, repet, nu au nicio legătură cu interesul public. Absolut nicio legătură. Da? Nici măcar nu discutăm, uite, acum că vorbim despre opoziție. Păi care opoziție? E normal că vii cu o idee într-un partid, că asta era valabil și la PDL înainte. Mă, dacă ieșea unul într-o conferință de presă sau cu o cum să spun, te și speriai, bă, primeam cât un comunicat în ultimii 2 ani din partea PDL-ului, eu te fac ăștia conferință de presă, trăiesc, știi? Era o chestiune care mă mira. Și aud că după ce omul respectiv ieșea în conferința de presă, era sabotat din interior. Bă, ai vorbit cam mult, ai fost cam rău. Aoleo, ce ai avut, bă, de ai vorbit așa? Știi? Dar ei nu fac, deci ei nu fac opoziție de ani de zile. Și acum așteaptă ca milogii, cu mâna întinsă, ca milogii, la, nu știu, să, la meniscul Ponta, la meniscul Ponta din cauză de DNA. Domnule Ignat, mă iertați că intervin. Nu consider că nu facem opoziție deloc. Am depus deja 2 moțiuni de Doamnă, cenzură. Doamnă, v-ați trezit în ultima perioadă. Eu vorbesc de ultimii 2-3 ani de zile. Deci au trecut, ați văzut imaginele alea din preerie cu cactușii aia și cum mai trece cât un fir de ăla de praf, așa? Așa s-a văzut în sediile partidului dumneavoastră. Îmi pare rău că acum v-ați nimerit aici victimă între mine și nu mai mă pot abține. Dar asta n-a fost opoziție. Au dezertat mulți din PNL Prahova, asta este evident. Ne-au plecat 5 parlamentari. PNL Prahova a suferit în acel moment. Haideți să revenim să puțin. Să vorbim despre viitor mai poate viitorul sună mai bine, nu zice nimeni nimic, da, sigur că da. Să aflăm acum cu ajutorul invitatei noastre, pentru că vorbim despre viitoarele alegeri locale. Da, aici avem deja, să se pare, cel puțin 2 candidați de la nivelul PNL, sau 2 persoane care și-au exprimat intenția de a candida, mai mult sau mai puțin deschis. Marius Fenichiu, pe de o parte,
A anunțat foarte tranșant, foarte clar că intenționează să candideze la funcția de primar al Ploieștiului. Pe de altă parte, l-avem pe ex-primarul Andrei Volosevici, care chiar dacă poate n-a declarat-o ferm, e limpede pentru toată lumea că își dorește să candideze din nou pentru funcția de primar al Ploieștiului și îl avem pe doctorul, domnul doctor, care a semnalat acum un an, doi, marile probleme de la Spitalul Județean, domnul doctor Oprea. Deci avem trei candidați, trei potențiali candidați din partea PNL-ului. Din partea opoziției. Da, opoziția... din partea opoziției. Cum comentați situația asta? Nu că ar fi rău să ai de unde alege ca partid. O să vă explic imediat. În cadrul partidului avem un program, un program de campanie, de pregătire a alegerilor locale. Până în septembrie, toți cei care doresc să candideze pentru Primăria Ploiești, da, că aici vorbim despre Primăria Ploiești, își pot face acțiuni de promovare. Și-au anunțat candidatura, așa cum a completat și colegul de platou, domnul Ignat, și domnul Dan Oprea, domnul Fenichiu, domnul Volosevici. Toți și-au depus candidaturile și le-au înregistrat la sediul partidului. Așadar, până în septembrie, fiecare dintre acești trei candidați se poate promova în maniera în care consideră de cuvință. Fiecare își face o campanie de promovare. Bun, în septembrie se vor face sondaje, iar cel care iese cel mai bine în sondaje va fi desemnat candidatul Partidului Național Liberal pentru Primăria Ploiești. De aceea, dumneavoastră, vedeți acțiuni prin oraș ale domnului Fenichiu, acțiuni pe la partid ale domnului Oprea, acțiuni ale domnului Volosevici pe aici, pe acolo. Fiecare democratic și consider că este foarte bine că există competiție, concurență. Partidul Național Liberal întotdeauna a încurajat competiția. Iar asta mi se pare o competiție corectă, fiecare să se promoveze până în septembrie. Și cât vor conta acele sondaje? Doar de ele va depinde cine va candida? Și cine le va face, m-ar interesa pe mine, dacă se poate să... Din discuțiile pe care le-am auzit eu în cadrul partidului, va fi o firmă de sondare acceptată de toți candidații. Aha. Eu sper ca acele sondaje să fie corecte și nu am niciun semnal că nu ar fi așa și cel mai bun să câștige. Până în septembrie, însă, fiecare o să vedeți că se va exprima și se va promova în maniera în care consideră. Poate n-am fost eu suficient de atent, dar am avut impresia că au existat și unele atacuri sub centură între unii dintre acești contracandidați. Asta nu dăunează până la urmă imaginii partidului și lor, în calitate de candidați, imaginii lor, dar mai ales partidului. N-a sesizat genul acesta de fie direct, fie indirect. Deci 100% au existat astfel de, vă spun eu, că doamna Bora nu a văzut foarte mult pentru că calitatea nu îi permite să fie atât de deschisă, poate și colorată la limbaj, așa cum sunt eu acum. Și îmi cer scuze dacă o să vă așa. Dar există, eu cred că au ajuns la stadiu deja să-și pună gumă pe scaun, unii la alții, sau pioneze pe acolo. Știi, când pleacă unul în teritoriu, să-și pună altul gumă, îi pune pe pantaloni. Păi cum, n-a fost din prima, de când a venit domnul fost primar Volosevici în partid, domnul Fenichiu, contracandidatul domnului Volosevici în cadrul partidului pentru nominalizarea la viitoare candidatură la primăria Ploiești, a avut o declarație extrem de clară, sau în cel puțin în interiorul partidului, împotriva venirii unor noi membri din zona asta. N-a fost legată de candidatura domnului Volosevici. Eu v-aș propune să-l invitați pe domnul Fenichiu să vă explice cum au stat treburile, pentru că eu am fost acolo și pot să vă spun că nu au fost atacuri. Din contră, în ultima ședință a Comitetului Județean Executiv... S-au pupat. Nu pot să vă spun că s-au pupat, însă au înțeles care sunt criteriile și s-au și votat niște criterii de transparență. Ce anume trebuie să facă fiecare candidat? Anume, să anunțe când au acțiuni de promovare, ca să nu se întâlnească prin oraș fiecare cu fiecare, să nu se erigeze ca fiind singurul candidat din partea Partidului Național Liberal, pentru că nu este corect cum... Păi nu e. Cetățenii trebuie să știe și chiar e foarte bine că am abordat acest subiect, pentru că privitorii dumneavoastră pot să fie corect informați și să știe că da, sunt trei momentan. Trei potențial candidați. Pentru că până pe 10 iulie, din câte mi-amintesc, se pot face înscrieri. Adică dacă dumneavoastră poate să mai apară vreun candidat surpriză, da? Nu, mulțumesc. Eu nu. În niciun caz nu cred că voi candida la
primăria Ploiești vreodată în viața mea, nu știu. Îl prinde prea bine postura asta de comentator de pe margine. Da, mulțumesc. Foarte critic. Da, mi se pare că... Uneori trebuie să ne implicăm ca să schimbăm niște lucruri. Păi și noi ne implicăm, doamna Bora. Nu vi se pare că noi tăiem frunză la câine aici? Pe de altă parte, ca să fim foarte cinstiți, nici Andrei Volosevic n-a stat neapărat cu mâinile în sân fără să reacționeze, într-un fel sau într-altul, la declarațiile contra candidatului. Domnule, mie mi se pare, din punct de vedere strategic, o greșeală. Această ieșire publică atât de vizibilă acestor oameni și câți ori mai fi. Știi, s-au adunat mai mulți, nu știu. Sau poate rămân cei trei. Pentru că mi se pare că se consumă o muniție, ba mai mult de atât, îți expui niște strategii pentru contracandidații reali care vor fi la alegerile de anul viitor, încă de pe acum. Se consumă o energie pentru ce? Da? A, în spiritul democrației, în spiritul libertății din partid, e foarte ok. Ideea este bună, dar aici, la noi, la România, nu știu. Vom mai vorbi cu siguranță despre acest subiect, poate la momentul în care vom ști și clar cine e candidatul Partidului Național Liberal pentru primăria Ploieștiului. În septembrie vom ști. O să avem ocazie să vorbim și despre ce se întâmplă la nivelul PSD-ului, că nici acolo nu e tocmai liniște. Păi nu prea știu dacă vor candida. Nu știu nici dacă vor candida, atenție, e foarte importantă nuanța asta. Nu se știe din partea cu. O să vorbim atunci într-o emisiune separat de ce se întâmplă la nivelul celor care sunt la putere acum, care încă sunt la putere. Vorbim însă de ce s-a întâmplat în campania, ne întoarcem un pic între când avem ce să facem, pentru că trecutul nu le dă pace nici protagoniștilor subiectului următor. Este vorba despre precedenta campanie electorală și despre cum s-a făcut ea, mai mult sau mai puțin legal. Avem din ce în ce mai des comunicate de la Direcția Națională Anticorupție despre tigăi și alte asemenea aspecte care nu și-au locul într-o campanie electorală civilizată. Iată însă că lucrurile s-au petrecut. Cel mai recent caz este cel al lui Sebastian Ghiță, parlamentarul prahovan, care a reușit să intre și în cartea recordurilor naționale, drept primul care căruia i s-a interzis accesul în Parlament. Pentru că a fost consemnat, nu la domiciliu, dar în oraș, în orașul natal, la Ploiești. Astăzi înțeleg că ar fi obținut renunțarea la sechestru pentru o parte dintre companiile pe care le controla. S-a prezentat la DNA. Da, eu cred că era în toate topurile, nu știu dacă în carte, dacă DNA-ul sau SRI-ul are o carte a recordurilor, dar cred că era de foarte mult timp domnul Ghiță într-o astfel de carte. Mie mi se par foarte nefericite ieșirile dumnealui de 2-3 zile încoace, ieșirile publice. Nu cred că nici măcar nu-l completează pe el ca apariție. Ce am văzut? Am văzut un alt Sebastian Ghiță decât în toți anii ăștia. Nu cred că poți să ai astăzi o părere bună despre procuror, cum a avut domnul Ghiță în momentul în care a fost arestată doamna Elena Udrea, da? Și pe același subiect să ieși acum la televizor și să faci astfel de declarații cu niște probe pe care s-ar presupune că le ai, după care spui că doar ai auzit că. Nu știu, mi se pare o ieșire foarte neinspirată din partea domniei sale, indiferent că are dreptate sau că nu are dreptate, o cu prezumția de nevinovăție funcționează. Da? Și legat de faptul că nu se poate prezenta la Parlament, aici ne întoarcem la discuția legată de imunitate. Da? Dacă te aresta, nu te prezentai nici la soacră ta acasă să mănânci o ciorbă. Da? Cam la asta se rezumă până la urmă cu drepturile. Poate dacă a fost un abuz, iată, procurorii înțeleg că s-au răzgândit pe o parte dintre firmele pe care s-a pus sechestrul săptămâna trecută, da? Și s-a revenit. S-a dus pur și simplu cu o cerere, omul astăzi. N-a făcut altceva și poate că a explicat omului, așa, așa. Dar nu poți să ieși la televizor și să spui toate canalele tale pe care le poți controla, hai să ne mai ascundem de așa, într-o direcție anume. Să pui o presiune de genul ăsta. Da. Ce să zic, face parte din aceeași degringoladă povestea, pentru că domnul Sebastian Ghiță, indiferent de culoarea politică pe care o are astăzi, este strâns legat de PSD Prahova. Da? Acest partid care, așa cum spuneam, încă nu-și găsește rostul pe pământ în ultima perioadă, nu-și găsește nici măcar candidatul, prin liderul partidului, care, după cum vedeți, este absent total de prin zona asta, dă cu băsismul de pământ la Antena 3 în fiecare seară, zici că au acolo ședințe de spiritism, cu asta se ocupă domnul Savu, că despre dânsul vorbesc, domnul senator Savu, iar aici prin teritoriu nu știu cu ce se ocupă domnia sa, înțeleg că partidul se autogestionează, aia care mai sunt pe acolo de la sine, pentru că domnul Savu este într-o campanie electorală, cu ghilimele de rigoare, prin teritoriu, ca să atragă susținători, simpatizanți,
aspiranți și delegați la viitoarele alegeri din PSD Prahova, care se vor întâmpla în următoarea perioadă, în toamnă. Cum comentați situația din ultima perioadă și faptul că avem un președinte de Consiliul Județean care nici el nu-și poate exercita mandatul fiind consemnat la domiciliu sau sub control judiciar? Sub control avem judiciar. Un primar care nu mai e primar pentru că a fost arestat și deja trimis în judecată. Deci lucrurile sunt foarte complicate, sunt foarte multe personaje care cândva făceau legea la nivelul orașului sau județului și care acum își petrec timpul scriind declarații pe la Direcția Națională Anticorupție. Da, județul Prahova se află într-o situație foarte delicată. Factorii decizionali importanți care nu-și mai pot exercita funcțiile, lăsând niște interimate așa cum sunt ele. Domnul Ghiță este tăticul județului Prahova din multe puncte de vedere. Pentru mine cel mai grav este că statul nu o să reușească niciodată să aducă înapoi prejudiciul. Toate acele milioane, miliarde, nici nu știu să le număr, nici nu le poate percepe mintea mea la adevărat, la cuantumul cifrelor dacă care se derulează. Dacă se vor dovedi. Bineînțeles, prezumția de nevinovăție, procurorii să își facă treaba foarte bine, DNA-ul se bucură de un mare grad de credibilitate în rândul societății civile, până când nu se va da verdictul, noi fiecare se bucură de prezumția de nevinovăție. Însă nu putem să nu facem niște legături între niște evenimente, între niște situații și eu sper ca toată această vâlvă să-și găsească rezolvarea până la urmă și dosarul Hidro Prahova. Prahovenii chiar au fost chiar suferă de pe urma tuturor hoțiilor care s-au făcut în acest județ. Completez eu. Este oglinda noastră ceea ce vedem acum la televizor, spectacolul ăsta mediatic din ultim, nu-i spectacol, acum nu pune nimeni presa să se ducă acolo, să stea pe gardul DNA. DNA-ul lucrează și presa stă pe gard. Asta vedem noi în fiecare zi acum. Dar ceea ce se întâmplă de un an, doi încoace, trebuie să ne facă să înțelegem cu eventualele abuzuri, cu neabuzuri, cu tot ceea ce se întâmplă, pentru că la pachet o astfel de schimbare nu poate să vină și fără victime colaterale, din păcate. Mai n-are cum. E oglinda a noastră de din perioada fanariotă până azi, poate și de mai de mult. Noi când ne uităm acum la ceea ce se întâmplă la televizor, ar trebui să ne fie rușine cel puțin pe două generații în urmă. Ăsta este adevărul. E oglinda noastră. Să dea Dumnezeu să nu se oprească povestea asta. Pentru că este doar o etapă de vindecare, într-un fel. E o etapă de vindecare. Nici măcar nu s-a ajuns la apogeu fenomenul de astăzi. Da? După perioada asta de show mediatic legată de toți oamenii pe care acum 3 ani îi vedeai Dumnezei și nici măcar nu te gândeai că vor fi deranjați vreodată cu un telefon și iată că sunt deranjați, va urma o perioadă de curățare la propriu a administrației, a clasei politice. Există riscul ca dacă în momentul ăsta sau peste 2-3 ani oamenii legii lasă mai jos pedala, lasă mai sus pedala de accelerație, să vină pe acele funcții niște tinerei, niște oameni mult mai periculoși și în același timp mult mai puțin pregătiți profesional decât hoții de astăzi. Da? Trebuie să existe o presiune constantă din partea autorităților statului să-și facă treaba pe ani de zile de acum încolo. Este o problemă de schimbare a genei. Nu se termină povestea asta altfel. Și decât cu băta se termină, din păcate, la noi. Astea sunt povești. Ieșim noi la televizor că am fost abuzați. Păi tu abuzezi statul ăsta, aia folosesc la emisiunea mea, că e după 11. Îl pui într-o anumită poziție de 20 de ani de zile și tu mai ai obrazul, fără nicio grimasă, să ieși la televizor și să spui că ești o victimă politică. Și aici sunt N exemple. Deci asta e un sânge rece de criminal în serie, mă. Iar cei care au făcut ce au făcut cu banii noștri, e tuturor banul public, sunt un fel de criminali în serie. Pentru că ne-au faultat și nouă, tuturor, da? Poate un destin mai bun, pe termen scurt. Da? Asta cred eu. Este un proces
în derulare, nu se întâmplă doar la Prahova, desigur, o să vedem că eu cheamă Miran la un moment dat, bă, dar ia pe toți din toate județele și la noi e liniște. Ce se întâmplă, bă, aici de e liniște? Nu se întâmplă nimic? Uite că a ajuns și aici să se afle tot felul de lucruri, o parte, bineînțeles că le știam, da, cu toții, fără dovezi, în schimb, n-ai ce să povestești și așa mai departe și iată că asta se întâmplă. Și vorbind, dacă te uiți la sume, vorba doamnei Bora, te sperie, nu știi să scrii, atâta zero, mă. E ceva de speriat. Și foarte interesant, totodată, Claudiu, ca să încheiem cu subiectul ăsta cu domnul Ghiță, bă, nici măcar ți-a dat Dumnezeu. Ți-a dat, cum să spune, Dumnezeul tău a fost SEAP în ultimii ani. Ți-a dat tot ce puteai, toate licitațiile. Ți-a dat atâta bunăstare cum nu visează 99% dintre oamenii de afaceri din România și din Europa, atenție. Da? Bine, domnul Ghiță funcționează dinainte de SEAP, când era și mai mișto jocul, adică era libertate, frate, poate facultate, vorba cântecului. Bă, și nici atunci, după ce ți-a dat Dumnezeu, cum spuneam atâta, bă, nu te-ai dus să-ți plătești TVA-ul ăsta? Mai faci încă 20 de dealea, le învârți așa, le faci. Și după aia ieși și îți rup cămașa de pe tine. Să încheiem doar deocamdată subiectul Sebastian Ghiță și al afacerilor necurate care s-au făcut la nivelul județului Prahova. Sunt sigur că vom mai avea ocazia să discutăm pentru că, după cum ziceai și tu, Sebastian, ancheta DNA continuă. Ultimul subiect pe care vi-l propun în seara asta este ce se întâmplă la nivel național, pentru că vrând nevrând ce se întâmplă la nivelul Bucureștiului influențează și activitatea din teritoriu. Asistăm la mișcări de trupe și cred că am folosit bine termenul de trupe la nivelul Parlamentului, pentru că avem un general pe funcția de prim-ministru în momentul de față, chiar dacă insistă să-i se adreseze lumea cu apelativul domnule general și nu domnule prim-ministru, în ideea că premierul nostru e undeva la Istanbul, sub aripa lui Erdogan, dar mă rog, și ăsta e un subiect în sine. Da. Ce șanse avem ca mâine Parlamentul să-l voteze pe Mihai Răzvan Ungureanu, drept director al Serviciului de Informații Externe și, în general, ce șanse are opoziția să vină la putere în perioada următoare? Pentru votul de mâine din Parlament ne putem aștepta la tot felul de surprize, chiar dacă UNPR oficial și-a asumat faptul că îl vor susține pe domnul MRU la SIE. Nu este o majoritate confortabilă dacă luăm UNPR-ul că va vota alături de Partidul Național Liberal. Vom vedea mâine ce se va întâmpla. Semnalul din partea domnului general Oprea a fost dat, chiar dacă câteva zile înainte spunea că niciodată nu-l va trăda pe domnul Ponta. Domnul Ponta este cel mai bun prim-ministru din ultima perioadă, este cel mai deosebit și așa mai departe. Lăsând la o parte situația de mâine din Parlament, Partidul Național Liberal va continua să amendeze actuala guvernare ori de câte ori va considera că este necesar și am văzut un parcurs al opoziției interesant în ultima perioadă. Domnul Blaga împreună cu doamna Gorghiu și cu întreaga echipă de strategie a Partidului Național Liberal au gândit două moțiuni de cenzură. Vă spun acum, poate în premieră pentru privitorii dumneavoastră, că până în august vom avea și o moțiune de cenzură populară, în sensul în care vom strânge semnături de demitere a domnului Ponta, în cazul în care dumnealui nu rămâne la Istanbul și atunci demersurile noastre nu vor mai fi necesare. Fiecare județ din țară va strânge 6% semn dintre necesar pentru acest demers. La nivel de Prahova avem undeva la 40.000 de semnături de strâns pentru această moțiune de cenzură populară. Este un demers binevenit în contextul în care vine vara și toți parlamentarii se grăbesc să fugă în vacanță. Iată, PNL continuă și nu vrem să luăm vacanță pentru că nici nu este momentul să ne luăm o vacanță, să luăm o pauză în contextul în care actualul guvern nu-și face treaba. Nu știu, domnul Oprea, cât va mai rămâne, știu că maximum 45 de zile poate să preia atribuțiile domnului prim-ministru. Este foarte interesant de urmărit să vedem care va fi următoarea mutare pe tabla de șah a domnului prim-ministru, pentru că ultimele nu au fost foarte inspirate. Chiar această plecare a dumnealui în Turcia, această operație adevărată sau nu,
nu cred că i-a făcut bine la nivel de strategie și de percepție publică. Mai departe, oricum este foarte urmărit, este foarte interesant de urmărit și va fi o vară interesantă din acest punct de vedere. Sebastian? Eu cred că operația Ponta e reală. Nu? Dar eu vreau o operație simplă în 10 spitale din România, cred că te împiedici de ele și tot reușea cu succes. Ar fi trebuit să-l aducem la Spitalul Județean pe domnul Ponta. Să treacă. Nu, că acolo aveți un candidat PNL la primăria care a amendat. Tot ce se întâmplă în Spitalul Județean. Da, 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 era riscant. Băi, eu cred că PSD, până strâng liberalii semnăturile astea, cred că PSD-ul va pleca de la sine. Nici n-a apucat să le strângeți. Pentru că este interesul acestui partid să se reorganizeze pentru alegerile de anul viitor. Da? Iar liberalii ar trebui, din punctul meu de vedere, că poate din interior se vede mult mai bine treaba asta. Din păcate, nu toată lumea care votează este din interiorul PNL, să fie mult mai activ în ceea ce privește prezentarea ofertei electorale, ofertei de guvernare. Eu cred că dacă accentul se pune numai pe strategii de luare a puterii și nu pe strategii de guvernare, demersul va suferi dintr-o lipsă de credibilitate și, în consecință, și dintr-o prezență la vot. Numai în favoarea PNL. Noi am lansat programul de guvernare și întreaga ofertă de guvernare. Dacă vreți, vă l-ați lansat și eu personal am citit. Nu vorbeam despre lucrul ăsta. Mi se pare că se discută foarte puțin în spațiu public din partea dumneavoastră despre soluțiile concrete propuse în programul de guvernare. N-am spus că nu l-ați lansat sau că l-ați pitit pe un birou. Da? Ar trebui să fie mult mai prezentă oferta dumneavoastră de guvernare în spiritul unei discuții, de fapt, mai cinstite cu electoratul. Despre asta vorbim. Da? Decât strategii despre meniscul Ponta. Asta voiam să spun. Trebuie găsit și spațiul în care să-și exprime domne, poziția... Da. Este și asta o problemă. Eu nu spun că liberalii nu au un program de guvernare senzațional, poate. Nu știu. Nu pot să mă pronunț eu. Dar poate este foarte bun. Bă, vreau să-l văd mai des prezentat. Da. Decât pe Bapa Mătii, cum se practică în politica românească, că așa e jocul pe malul Dâmboviței și al Dâmbului la fel, da? Mai bine haideți să vorbim puțin despre ce ne propuneți. Ce propuneți mediului de afaceri? Ce propuneți pe partea de social? Că asta e situația. Da? Ce propuneți acolo? Eu ce pot să vă spun că la nivelul PNL Prahova, noi am început lucrul în toate comisiile de specialitate care se reflectă în toate ministerele care fac parte dintr-un guvern. Chiar vă lansez invitația să participați în aceste comisii de specialitate, vă alegeți noastră domeniul de interes. Ar fi interesant, da. Și chiar cred că trebuie mai... Poți să iau și cuvântul în aceste comisii? Da. Domnule Ignat, știți că Partidul Național Liberal este cel mai deschis partid și apreciază exprimarea liberă. Mulțumesc că o să răspund invitație, să știți. Ați făcut-o acum, sper să nu regretați. Nu. Am înțeles. Așadar, mâine ne putem aștepta la surprize, spuneți dumneavoastră, în ceea ce e orice posibil, da? Din punctul meu de vedere, cum văd lucrurile, da. Propunerea președintelui Klaus Iohannis pentru șefia Serviciului de Informații Externe. Pe de altă parte, Sebastian Ignat e mult mai ferm atunci când spune că probabil până la toamnă nu vom mai avea un guvern PSD. Pentru că spune că asta este interesul socialdemocraților de a ieși de la guvernare pentru a pregăti cumva terenul pentru alegerile viitoare. Dar în condițiile astea... E un calcul foarte cinic, Claudius. Deci un calcul cinic. Cu siguranță. Bă, vine iarna, le taie căldura. Ce interesa avea să vină la putere? Acala opoziție este compusă, că de-aia am pus accentul mai devreme pe strategii concrete și pe propuneri concrete, este compusă din oameni. Da? Oameni și de bună calitate, oameni și care așteaptă și ei să se întâmple ceva la guvernare. Da? De asta trebuie să mai învățăm foarte mult din politica asta și poate, iată, cu ajutorul la tot ceea ce se întâmplă astăzi în lumea noastră, vom reuși cu toții să fim niște oameni mai buni și politic și din alte puncte de vedere pe viitor. În această notă optimistă încheiem ediția de astăzi. Și ușor tendențioasă. Mulțumesc tare mult pentru prezența Mulțumesc. În emisiune. Toate cele bune vă doresc și la fel și dumneavoastră, dragi telespectatori, până data viitoare, toate cele bune. Seara.